Salutare iubitorilor de libertate și mobilitate urbană! Astăzi am un clip special pentru voi, pentru că vreau să vă arăt trotineta electrică Ride 500 Booster și ce oferă aceasta. Această minune tehnologică vine cu un design îmbunătățit și performanțe pe măsură, fie că ești în căutarea unei alternative eco-friendly sau doar vrei să dai o plimbare în aer liber. Înainte de a începe și a discuta despre specificațiile tehnice, vreau să ne uităm la un accesoriu de care ai absolut nevoie în momentul în care mergi cu trotineta electrică, mai exact compresor autodigital portabil cu funcție de power bank și poate umfla roțile între 0,2 bar și 10,3 bari. Este vopsit în culoarea Space Gray, se asortează foarte bine cu un MacBook, iar în partea de jos avem mufă USB normală de încărcare sau pentru alimentare și de asemenea mufă USB-C care ajută pentru încărcare rapidă. Un alt lucru interesant este că în momentul în care îl pornim avem inclusiv funcția de lanternă. Automat acesta pornește lanterna, dar de asemenea și un beculeț roșu. Acesta este furtunul, se conectează foarte ușor aici. Compresorul Ride are o baterie de 4000 de mAh, se încarcă prin mufa USB-C și poți încărca chiar și telefonul cu ajutorul mufei USB. Accesoriile nu sunt incluse în pachet, dar se pot achiziționa separat. Trotineta Ride 500 Booster are o baterie de 48V și 15A cu autonomie de până la 50 de km. Astfel nu va trebui să-ți faci griji cu privire la încărcare pe parcursul zilei și vei putea explora orașul în voie. Ride 500 Booster îți permite să atingi o viteză de până la 45 de km pe oră, ceea ce înseamnă că poți face liniștit orașul fără absolut niciun fel de problemă. Indiferent dacă trebuie să ajungi la serviciu, la școală sau vrei să te plimbi pur și simplu prin parc, trotineta poate fi partenerul tău de nădejde. Acum haideți să discutăm un pic și despre design și confort. Și puteți să vedeți că cei de la Ride au aplicat un branding nou. Culoarea asta albastru frumos aici, turcoaz, așa mi-aduce aminte de Grecia, care arată într-un mare fel. Construcția este solidă și robustă. Haideți să ne uităm la câteva detalii. Ce o să vedem aici? Avem frâna, frână față, frână spate. În partea de sus putem porni sau schimba modurile de viteză. Când vrem să pornim trotineta, pur și simplu apăsăm butonul și în momentul acela display-ul LCD se aprinde. Avem display LCD care ne arată toate informațiile, cum ar fi viteză, modul de viteză, semnalizarea, pentru că da, această trotinetă are inclusiv semnalizare. Putem să pornim sau să oprim farul cu ajutorul acestui buton. Ecranul LCD care ne arată toate informațiile și este foarte important de menționat faptul că acest ecran LCD este conectat la o aplicație numită A-Scooter, care îți oferă absolut toate informațiile de care ai nevoie, inclusiv poți să vezi în timp real unde este trotineta ta. Display-ul este un model nou care arată foarte bine, este mare, are inclusiv culori ce te ajută să vezi în soare indicatorii display-ului, dar trotineta poate fi conectată foarte ușor la telefon, unde putem vedea pe aplicație toți parametrii trotinetei, inclusiv o putem bloca sau debloca. În cazul în care vrem să o pliem, nimic mai simplu, avem aici acest levier care are funcția de double lock și putem să tragem ușor către ea și o pliem și am luat-o frumos și am băgat-o în mașină. Iar pe ghidon în partea stângă avem farul, semnalizarea stânga-dreapta și bineînțeles claxonul. Farul trotinetei este un LED puternic. Trotineta beneficiază și de un nou tip de accelerație, similar cu cel de la ATV-uri. În cazul în care ghidonul nu este setat la înălțimea care trebuie, se ajustează pur și simplu cu ajutorul unui imbus și în plus de asta avem un cârlig unde îți poți pune liniștit un ghiozdan de el. Ce este important de menționat totuși la o trotinetă care merge cu 45 de km la oră este și viteza de frânare. Când vine vorba de siguranță, Ride Booster are frâne performante pe disc, pe partea din față și pe spate. Dar cel mai important, când semnalizăm, vedeți că avem aici semnalizarea în stânga și în dreapta, este foarte important noaptea ca oamenii să te vadă pe această trotinetă pentru siguranța ta. Suspensie în partea din spate. O altă dovadă a faptului că această trotinetă este foarte robustă este că are o platformă foarte lată, ceea ce îți permite să stai confortabil chiar și o persoană de 95 de kg. Pentru mai multe detalii despre Ride 500 Booster, dați click pe linkul din descriere. V-am pupat!